Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 1 iunie 2023 și am zis hai să fac și eu câteva regine, dacă tot sunt... Adică să mai înlocuiesc pe cele bolnave, pe cele slabe, să fac un pic de curățenie prin stupină și curățenia o faci înlocuind măcile, dar trebuie niște regine pe care e sigur. Anul acesta am o regină de la care voi lua. A iernat deja 2 ierni, așa că va fi folosită pentru înmulțire. O colonie sănătoasă, a făcut față schimbărilor de temperatură, așa că trebuie să înlocuim ceea ce n-a mers. Bun. În primul rând, trebuie să venim cu materialul de lucru. Acest lucru îl fac în regim de propriu, adică am făcut aceste cupule din ceară, sunt făcute și plantate în acest port cupule albe, care sunt cumpărate. Da? Adică asta e port botcă și asta e port cupule, dacă nu mă înșel. O, da? Fiindcă lucrăm așa la un nivel hobbyist, va fi în regulă. Bun, deci azi nu plantez încă larvele, azi am venit doar cu bocile, azi le-am confecționat. Cine e interesat de confecționarea bocilor, dacă cere, o să fac un film și cu acest lucru, dar mai e, nu e mare lucru de făcut. Important e să ai ceara curată. Bun. Și cum cresc eu reginele? Și cum? Deci asta ar fi, să zic, prima zi. De fapt, prima zi a fost atunci când am adăugat la curățat aceste rame care pe care voi planta aceste lațuri cu boci. Bun, următorul lucru, alegem o colonie crescătoare puternică, să aibă și doică, să aibă și puiet larvar, să aibă tot ce trebuie. Acum, fiindcă eu am acest tup ursul cu posibilitatea de a pune diferite diafragme, dintr-un Hahnemann am tăiat o diafragmă, după care am izolat matca. Deci matca am izolat-o în partea stângă a stupului, cum mă uit eu, cum vă uitați voi în partea dreaptă, deci în partea asta este matca, are rame goale, iar în partea dreaptă avem așa, puiet larvar, puiet căpăcit, puiet căpăcit, puiet căpăcit, și iară puiet căpăcit, o grămadă de puiet căpăcit care vor ecloza pe rând, nu dintr-o dată, că așa sunt depuse ouăle. Aici avem o ramă cu mâncare. Acum, problema ar fi în felul următor, că culesul se cam termină. Când crești, să zicem, regine și nu prea este cules, atunci trebuie să vii la el cu ceva hrană. Eu n-am venit pregătit 100%, dar o să mă duc și prepar niște turtă proteică, care eu voi da din seara aceasta. Transvazarea sau mutarea larvelor o voi face mâine. Mâine o să fac acest lucru. Bun. Aceasta va fi rama crescătoare. Este făcută tot de mine. În mod normal n-o scot cu totul afară, dar așa voi proceda. Deci albina se va aglomera oricum acolo. Rămân un pic cu fum. Bun. Avem un borcan de miere, sau cu miere, că borcanul nu poate fi de miere.
luăm aceste linii cu cupule, luăm lingura și punem miere din destul pe aceste cupule. Cam asta e de făcut, umplem cupulele bine cu miere. N-avem de ce să ne zgârcim la chestia asta. Cu cât le umplem mai bine, cu atâta vor fi curățate mai bine și pregătite pentru a primi larve mâine. Mai pe seară așa o să le dau larvele. Bun. Aceasta este o etapă care nu trebuie sărită de obicei, chiar dacă sunt rezultate de obicei. S-ar putea să fie rezultate și fără a face această etapă, dar făcând această etapă am văzut că e mai bine. Bun. Prima linie. O dăm și pe a doua. Frumos așa, în cupule. Deci asta fac eu în prima zi. Mâine va fi mutarea larvelor, după care avem de așteptat să vedem câte vor lua în creștere. E un proces destul de lung până obțimat cam perecheată. Deci mâine mut, 3, până eclozează măcile, încă 13 zile. Până se împerechează măcile, încă 10 zile. Deci toată treaba asta va duce măcile împerecheate spre începutul lui iulie. Nu e chiar convenabil. Nu-i convenabil deloc, dar sper să înlocuiesc măcile care nu-mi plac mie. Bun, să-i dau lingura, hai că le dăm lingura până introduc eu această ramă. Bun, acum să vă arăt cum lucrez eu cu această ramă, că am scos-o cu totul, dar în mod normal nu trebuie scoasă cu totul, doar ridicată până la nivelul respectiv. Bun. Acum iau o linie, ridic, am introdus linia aici, opa. Hai, mă. Așa. Acum albinele vor veni imediat pe aceste boci. Că nu-s boci, doar cupule. Așa. Asta e tot. Albinele le vor lua în primire și le vor curăța aproximativ 24 de ore. Perfect. Acum mai departe. În această zonă o să-i dau și sirop. Și o să vin cu o dita mai turta. O turtă proteică și s-ar putea să aduc și energetică, dar să văd.
prietenim cu această plasă. Așa. Aici punem un borcan. Punem borcanul cu sirop. Bun. Aici punem o folie. Pun această folie așa mai de siguranță să nu treacă cumva matca, dar nu cred că va trece. Bun, cam atât. Asta e toată lucrarea. Până data viitoare, numai bine!